Șoc și groază pe YouTube românesc. Cel care dona sute de euro la streamerii de Fortnite și Brawl Stars a dispărut. Bine, hai să nu las impresia că sunt hater sau ceva. În caz că nu știți, Sad Boy, ăla care face clipuri în care donează sute de euro pe la cine apucă, mă rog, mai mult pe la deștea care fac numai Fortnite și Brawl Stars, a dispărut dintr-o dată de vreo 2 zile. Am văzut că mi-a tot scris în comentarii că făceam live, m-am interesat și într-adevăr, și-a dat despawn, a scris în consolă quit, nu știu cum dracu a făcut, și-a șters și Instagram-ul. Mulți speculează că a pățit ceva fizic, însă asta e cel mai puțin probabil, pentru că dacă era să pățească ceva, nu mai avea timp să își șteargă și YouTube-ul și Instagram-ul. Alții zic că ar fi de la contractul ce l-avea el, sponsorizarea aia cu WTFest, însă bun. Să zicem că avea ceva legat de YouTube cu WTFest, însă de ce și-a șters și Instagram-ul, că ăla n-avea legătură cu WTFest-ul. Alții nu mai știu ce dracu speculează, mai inventează pe acolo. Am văzut că evident mulți își fac conturi cu numele Sadboy 2.0, repostează clipurile. Aie, suntem în România, welcome to Romania, secolul 21. Dar vă zic eu cam care e faza de ce a dispărut Sadboy. Deci după cercetări, după căutări seculare, am aflat care este treaba. S-a plictisit de această platformă, mă rog, de publicul românesc. Și-o fi dat seama că degeaba face clipuri ca MrBeast, în care donează sute de euro, mă rog, MrBeast e cu mii de dolari, da, stă la buget de România, ok? O fi văzut că nu merge treaba cu făcut clipuri în care donează. Am văzut că mai avea și niște clipuri cu muzică, însă n-am ascultat în viața mea o melodie de la el. Parcă avusese și fapt colaborare cu Pican, mă rog, n-am treaba cu genul ăsta de muzică. A văzut că nu merge treaba, investește prea mult timp și prea mulți bani, mai ales bani de fapt, în chestia asta cu donatul și lumea nu prea vine la el. Oricum, se poate, s-a putut și observa că mereu când făcea el clipuri în care dona, nu se putea abține și trebuia să dea și la unul care avea sute de mii sau chiar milionul, 2 milioane de abonați. Rafael i-a zis la un moment dat, bă, ho, brr, nu mai da, ajunge, dă la altul care are nevoie. Însă, na, el a continuat să mai dea parcă pe la cine mai dă, tot așa streamer, dar era un streamer numai de Fortnite. Ăla cu câine, am uitat cum îl cheamă, Insanity, și a mai dat și lui Insanity și are și ăla vreo jumătate de milion de abonați. La cine dracu a mai dat? I-a mai dat lui, la o curvă de pe YouTube, nu vreau să-i zic numele că îi fac reclamă. Hai că știți voi, eu una care stă mereu cu țâțele pe afară și dacă îi scrii în comentarii că de ce stă mereu cu decolteu, că altfel nu știe să atragă fani, începe să te înjuri și te face prost în tot felul, dar pe alte motive. Încearcă să ocolească subiectul. Da, mă rog, intenția lui a fost bună, însă s-a văzut o leacă că era prea disperat să crească în cifre de dona într-una și la dăștea mari. Acum, na, YouTube-ul normal funcționează pe cifre, de asta faci YouTube, ca să faci vizualizări, nu faci un clip să ți-l pui pe privat și să-l vezi doar tu. Dar zic că când vrei să faci ceva, să crești în cifre cât mai mult, încearcă să nu pară prea evident. Și felul în care dona el la mereu trebuia să dea și la un ăsta mare și nu la alții care aveau nevoie, era cam, dar mă rog, n-am vrut să fac ei sau ceva de genul, așa că nu vă mai speriați, probabil s-a plictisit de această platformă, a văzut că e un public mic, nu se câștigă deloc, este și pe minus și a zis, ia când bat picioarele, rămân la canalul meu de dubstep. Și, da, aia, s-a plictisit omul de această platformă, deci nu mai speculați că a pățit ceva rău sau că era de la WTF, că nu e chiar așa. Mai gândiți și voi.